seara, dragi telespectatori și dragi telespectatoare! Suntem în ziua de 8 martie, eu și colegul meu, Cornel Șomucu, vă urăm doamnelor la mulți ani. Și domnișoarelor. Și domnișoarelor. E până la urmă ziua... Zic eu doamnelor și tu domnișoarelor. Da. Eu m-am îmbrăcat așa puțin festiv, tocmai pentru a vă cinsti pe dumneavoastră și pe mine, că este ziua noastră. Dar subiectul nostru este cât se poate de serios și mai puțin festiv. Am vrut să îmbinăm una și cu alta, urările de extremă cu... actualitate, aș de extremă actualitate, trebuie să le spunem și să le discutăm, să disecăm problema, pentru că se ascut săbiile, se fac mișcări de trupe, așa cum am scris noi pe burtiera emisiunii. În politica gorjeană, pentru că pe 5 iunie avem alegeri locale la consilierii locali, primari, consilierii județeni și președinții de consilii județene. Nu. Deocamdată, pe legislația actuală, președinții se aleg la consilii județene, se aleg dintre consilierii dintre județeni. Consilierii județeni, mai nou. Doar că tu ai dreptate. Mai nou. Da. Tu ai dreptate în sensul că astăzi s-a produs o lovitură de culise, apropo de ce fac politicienii noștri. Guvernul, să spunem așa, la intervenția Partidului Național Liberal, a venit și a spus că va organiza alegerile așa cum s-a hotărât la acest moment. Această hotărâre este atacată în justiție. Adică cum s-a hotărât? Pe un singur tur, dar atacul liberal adică este pentru faptul că nu e două tururi de scrutin. Da, și treaba Curtea Constituției era să facă chestia asta în Parlament. Da. Nu să oblige guvernul să facă ce n-a fost el în stare în Parlament. Deci, nu, vreau să spun că în acest moment guvernul a arătat clar cui aparține, deci, din păcate, pentru guvern s-a devoalat în totalitate. Bănuiesc că dacă la PSD mai e cineva întreg, o să folosească acest lucru și mă refer la nivel central. Iar pe de altă parte vom vedea în următoarea perioadă ce se va întâmpla, dar cu siguranță Curtea Constituțională se va pronunța că nu e legal cu un singur tur de scrutin la alegerea primarilor. Vom ajunge din nou în Parlament, probabil pe ordonanță de urgență, și atunci vom vedea ce se întâmplă cu majoritatea. Din ce se pare, probabil vom merge pe două tururi de scrutin, deoarece un partid, UNPR-ul, care este la acest moment în disoluție la nivel central cel puțin, a anunțat că merge pe varianta cu două tururi de scrutin, deși are un pact semnat, o înțelegere, o alianță, bine, o alianță total aiurea, că nu le dă niciun fel de drept, cu Partidul Social Democrat. Păi, poate tocmai pentru că nu prea avea drepturi în acea alianță. S-a gândit să, nu, poate, să arate pisica. Cu siguranță motivul principal este că nu mai are același conducător. Deci Gabriel Oprea s-a retras, avem pe Neculae Onțanu și interimar pentru scurtă perioadă, dar Neculae Onțanu are și el destul de mari probleme din ce se aude cu dosarele și poate că zice că se întâmplă alte lucruri dacă el voia într-o anumită direcție și, bineînțeles, va veni o altă conducere care, din câte se pare, merge pe varianta cealaltă. Eu cred și că partidul practic va dispărea de pe șicherul politic undeva cel târziu în toamnă. Deci dacă acum acest partid trădează, la liberal nu este loc pentru ei, că dacă erau, îl luau deja de un an de zile, și în aceste condiții bănuiesc că acest partid practic nu va face pragul parlamentar în toamnă, că nu mai are nimeni la remorcă, deci dacă acum trădează, și nu va mai exista. Adică va fi o forță de genul Partidul Național Țărănesc sau alte forțe care auzim că există, dar ele nu sunt la nivelul Parlamentului. N-au mai făcut pragul de foarte mult timp. Dacă stăm să ne gândim, când s-a înființat UNPR-ul, s-a înființat tocmai pentru că alte partide nu aveau locuri să le dea pe liste și atunci a zis duceți-vă acolo. Că acolo o să aveți și voi niște locuri pe liste eligibile. Nu, dacă ne amintim cine a înființat, deci pe UNPR-ul, am tot tendința să zic pe UNR-ul, cum sună odată Partidul Unității Naționale Române, a fost înființat de Traian Băsescu ca partid bidon, să adună oameni din celelalte partide ca să asigure puterea guvernului PDL din momentul acela. Partidul a trecut după aia interesul național, a trecut în partea cealaltă și a susținut guvernul Ponta și a fost unul dintre susținătorii cei mai hotărâți, să spunem așa.
Dar iată că acum s-ar putea, sau cel puțin intenția celor care sunt acolo, este de a deveni un susținător al guvernului tehnocrat. De fapt, a și declarat-o la un momentul acela Gabriel Oprea. Noi vorbim despre mișcările de tupe în politica locală, dar trebuie să tratăm mai întâi problema la nivel național, deși emisiunea este scurtă, pentru a ne explica ce se întâmplă la nivel local. Și eu aș mai avea, din punct de vedere al politicii naționale, o singură întrebare, sau mă rog, și administrației, că până la urmă primar înseamnă administrație, nu înseamnă politică, dar să fim serioși. Totuși, dacă Curtea Constituțională a constatat acum, va constata. Mă rog, va constata că nu este constituțional să se voteze într-un singur tur de scrutin. De ce nu a constatat când s-a dat legea? Pentru că n-a atacat-o nimeni. Dar de ce trebuia să o atace nimeni? Ea nu se poate autosesiza din oficiu, așa, văzând presa că urlă, văzând partidele că urlă? Bine, să spunem, punând lucrurile, să spunem așa, la formă, nu la conținut, am putea spune, Curtea Constituțională s-ar putea să spună că legea este ok, că este legală. De ce spun asta? Am avut asemenea alegeri și în anii precedenți și n-au mai fost neconstituțional. Dar, având în vedere presiunile care se exercită la acest moment, sunt presiuni de toată natura, avem un guvern, un parlament care nu mai știe ce face, un guvern care practic guvernează fără să aibă susținerea Parlamentului la modul oficial. Avem un președinte, o instituție a președinției care pare mai neutră ca niciodată de ce se întâmplă în țară. Deci lucrurile sunt atipice față de cum ne-am obișnuit și nu prea merg nici pe logica politică, că vorbeam de mișcările de trupe. Este acum să vorbim. Da, este o logică ciudată în momentul de față în politica românească și, cred, am mai spus acest lucru, cred că ea este influențată foarte mult de cei care se știu cu musca pe căciul, adică care vor ajunge sau au trecut deja pe la DNA cu diverse lucruri și care reacționează într-un fel sau altul sperând că poate procurorii vor fi mai blânzi cu ei dacă sunt într-o anumită tabără sau, din potrivă, dacă pleacă în partea cealaltă s-ar putea să suporte consecințele, nu știu cât e de adevărată o asemenea idee, dar eu cred că ei așa gândesc, așa se comportă destul de ciudat. Deci este foarte, e chiar, apropo de partea de justiție care ne influențează, deși avem reînnoirea mandatului șefului DNA în luna mai, politicienii noștri, apropo, și miniștrii tehnocrați fac politică, au anunțat cu surle și trâmbițe cu vreo 3 luni înainte reînnoirea mandatului, împotriva oricărei proceduri. Împotriva oricărei, nu, asta nu înseamnă că nu merita Codruța Cuiovici și să fie din nou realeasă, să fie prelungită perioada. Dar nu faci cu 3 luni înainte. Exact cum mai spune, nu mai facem alegeri prezidențiale, să zicem, în acest an, propunem noi ca domnul președinte să meargă înainte încă 5 ani. Sau la orice altă instituție. De ce să mai facem alegeri dacă putem să prelungim? Procedura de alegere a procurorului DNA și a procurorului general și atunci, sunt niște astea. El trebuie să-și prezinte oferta, programul, trebuie să treacă prin niște evaluări în fața unor comisii. Sunt niște chestii peste care s-a trecut. Poate că ar fi bine să fie mai mulți care să-și prezinte oferta. Pe tocmai asta, deci reînnoirea acestui mandat, practic ai blocat orice alt procuror care ar dori, să zicem, să ia acest lucru. Dar treaba noastră e politică, să revenim la politica oile locală. Am făcut doar așa o mică analiză a situației naționale ca să ne explicăm ceea ce se întâmplă local. Ce se întâmplă local? Care este, de exemplu, situația lui Ion Călidoiu, care se spunea că poate sau nu poate candida, sunt primari, care iar așa nu se știe încă dacă vor candida sau nu vor candida, dacă pot să facă asta în primul rând. Cred că situația Partidului Social Democrat în Gorj și partidul favorit de a câștiga și în acest an alegerile, cu siguranță, și au propus la modul declarativ undeva la în jur de 50 de primării, câte au avut în fostul USL, deci o cifră mare, este puțin ciudată și spun de ce. Pe de o parte, ambii lideri marcanți ai partidului au ceva probleme. Adică Ion Călinoiu și Florin Cărciumaru, da, de ei vorbim. Da, primarul municipiului are o problemă că deși DNA-ul anunțase, DNA Craiova anunțase că nu sunt probleme cu candidatura sa, între timp a apărut un raport ANI care stabilește că primarul ar fi semnat un contract pentru fiica sa pentru o anumită vilă de la Rânca sau ceva de acest gen, a fost mandatar. Ori nu s-a cunoscut această calitate înainte, deci e posibil să ne trezim cu un dosar DNA
pe această direcție. Anii asta a solicitat către DNA. Pe de altă parte, dar acest lucru oricum e de durată și probabil Florin Cârciumaru va candida în vară, pe de altă parte, Ion Călinoiu are aceeași problemă cu ANI, în sensul că tot cu ANI ca instituție. În sensul că el a fost declarat incompatibil anul trecut, datorită faptului, și am mai vorbit la această emisiune, că ar fi luat niște sume foarte mici, deci undeva la 14 milioane lei vechi, în două tranșe, pentru două calități deținute niște proiecte, probabil Nina știu de ele, deci eu rămân la părerea asta că Nina știut că a avut această calitate în proiect. Având dacă în vedere... a luat banii, eu cred că a știut. Nu, având în vedere că instituția a fost implicată în organizare, că de aici e și incompatibilitatea, deci Consiliul Județean a fost parte în proiect. Și probabil cineva mai zelos l-a pus și pe președinte să dea bine, deci eu cred că asta s-a întâmplat, sau dacă să zicem, președintele Consiliului Județean a știut chestia asta, trebuia să-l tragă, care destul armată de juriști și pe la prefectură, să-l tragă, bă, nea, ești incompatibil. Păi da, da, bănuiesc că a semnat un ștat de plată dacă a luat aia 1400 de lei, care nu sunt așa pe card. Modelul nou este că banii au intrat pe card, Nina știu că a intrat, cel puțin asta e versiunea președintelui. Problemele lui Ion Călinoiu însă abia de acum încep. De ce spun? A atacat într-o primă fază acest raport ANI, dar n-a timbrat acțiunea. Acțiunea a fost respinsă și el a refăcut o acțiune de genul acesta, aici fiind o problemă, în sensul că nu s-a încadrat în cele 15 zile, având în vedere că s-a respins prima, nu s-a încadrat în cele 15 zile care trebuia să atace. Acum problema e de unde numeri. Din momentul când a venit prima acțiune sau din momentul comunicării, să zicem, respingerii inițiale sau din momentul când primești tu, că aici s-a făcut un dosar DNA, dosar la parchetul Târgu Jiu, judecătorii Târgu Jiu, cred că este dosarul, prin care se cercetează acum cum s-a întâmplat când a luat cunoștință de acest lucru, că sunt Poșta Română, este acuzată de niște falsuri ca și niște angajați, cred, din Consiliul Județean sau din Prefectură, ceva de acest gen. De ce spun că sunt probleme? În sensul că la valoarea unei, până la urmă era președintele Consiliului Județean, cum să nu timbreze o acțiune de acest gen? Deci un jurist de talie mică sau cel puțin, nu știu, un jurist de nu știu ce instituție, bine, care era... a făcut facultatea la Herculane și el știa că trebuie timbrată. Da, aici era în calitate privată, nu era în calitate de președinte a Consiliului Județean. El nu se judeca cu ANI ca președinte, ci ca cetățean. Deci nu putea să ia, să ca pună juriștii să-i facă acțiunea. Deci atenție, Ion Călinoiu a fost reprezentat la Curtea de Apel Craiova în cel de-al doilea proces, a avut avocat, dar cei care au mers acolo sunt din juriștii instituției. Deci nu, deci unul dintre ei măcar putea să-i spună că parte în dosar era nu. Și Consiliul Județean. Da, ca instituție. Deci el a mers cu avocatul și instituția a mers cu juriștii. Da, da. Dar în fine, deci cazul e departe de a se elucida, însă acea adresă pe care o așteptau toți și apropo de liderii politici, am avut sâmbătă la Târgu Jiu, cei doi copreședinții ai PNL, Vasile Blaga și Alina Gorghiu, sau Gorghiu, cum aud că o pronunță unii, nu cred că e de origine maghiară ca să accentuez pe prima silabă, dar în fine, ei au cerut și ei la Târgu Jiu să fie, deci prefectul să-l suspende în baza primei decizii, cea de pe 17 septembrie 2015. Ani a venit ieri, cu o precizare clară, trimisase o adresă la care nu s-a înțeles mare lucru din ea, s-a cerut din nou și Ani a precizat că când se judecă cazul care a fost între timp ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, ce va stabili instanța de acolo, va fi luată de bună. Din ce îmi dau eu seama, e de durată. De ce spun acest lucru? Până vor fi înfățișările de la Alba Iulia. Bănuiesc că se va aștepta cercetarea dosarului de aici cu falsurile din acte. Până și există cale de atac la Curtea de Apel, există în alta curte, cu siguranță. Deci oricum e cale lungă ca să ajungem la o incompatibilitate, să zicem, recunoscută de instanțele de judecată în cazul lui Ion Călinoiu. Oricum, spre de dezamăgirea regulă adversarilor politici, pentru că la nivelul Partidului Național Liberal, cel puțin, strategiile s-au făcut la două capete. În sensul că, apropo de mișcările de trupe, de s-a ținut cont de cine candidează.
Deci PNL-ul are și acum, la acest moment, chiar dacă nu o recunosc, au o strategie de rezervă. Dacă, dacă Florin Cârciumaru la Târgu Jiu nu candidează, automat se schimbă candidatul de este în momentul de față Octavian Lupulescu. Dacă la Consiliul Județean, strategia se așteaptă dacă se vadă dacă Ion Călinoiu va candida, ca în funcție de asta, în Consiliul Județean să fie băgați pe liste anumiți consilieri județeni, din ce am înțeles, pe lista de consilieri județeni și alte persoane decât sunt acum în spatele lui Dan Vâlceanu, cel care este candidatul oficial. Asta înseamnă un troc între PSD și PNL? Nu, este, se ține cont de forță, de forța candidatului. Adică PNL-ul la primărie își dau seama că în varianta că Florin Cârciumaru nu candidează au o șansă în plus. Și atunci cel singurul sondat în partid care a ieșit bine este Marcel Romanescu, chiar dacă nu se recunoaște oficial. Iar Marcel Romanescu a fost pregătit la acest moment pentru funcția de viceprimar. Deci PNL-ul de aia l-a băgat pe lista de viceprimar, știind că nu-l poate bate pe Florin Cârciumaru. Dacă Florin Cârciumaru dispare, nu candidează, atunci are el șanse da, și trece Romanescu la primar. Va trece candidat. Cel puțin așa sunt din surse liberale. Să spunem că aceste informații sunt pe surse. Nu le-am văzut în piața publică, dar între liberali se discută chestia asta. Și la Consiliul Județean? Care sunt cele două variante ale PNL-ului din surse liberale? La Consiliul Județean sunt mai multe necunoscute, pentru că o mare necunoscută a apărut din momentul când Liviu Andrei, fostul prefect, fostul inspector școlar general, s-a întors în Gorj, s-a înregimentat în Mișcarea Populară și va fi deschizătorul de listă la Mișcarea Populară. Este un personaj cunoscut în Gorj, a făcut în general candidaturi bune, adică cu rezultate bune, și ar putea aduce, deci Mișcarea Populară ar putea fi a treia forță la nivel județean. În aceste condiții s-ar putea ca în varianta că un Ion Călinoiu nu candidează să asistăm la alte coaliții la nivel de Consiliul Județean, de ce nu, având în vedere că au anumite simpatii de care acuză PNL-ul, în momentul de față s-a plasat într-o idee de opoziție totală, în sensul că ALDE, Mișcarea Populară, PSD, UNPR sunt de o parte și numai ei sunt... Ei sunt cinstiti și opoziție și nu știu ce. Declarațiile de la nivel național spun altceva. Alina Gorghiu a spus la nivel național, nu știu ce a spus aici la Târgu Jiu, că în niciun caz cu PSD-ul. Punct. Păi nu e cu PSD-ul, deci e pur și simplu. Da, nu înseamnă fără ceilalți. Înseamnă fără PSD. Deci cu PSD-ul nu ne băgăm. Da, corect. Asta înseamnă că se băgă cu ceilalți. Alina Gorghiu a spus ieri la București, ieri a fost luni, da? Da? A spus ieri la București că este exclusă și o alianță cu Mișcarea Populară, o colaborare cu Mișcarea Populară. Spre deosebire de ceilalți lideri care spun că și da, cu Mișcarea Populară. Păi logic, e tot pe dreapta. Deci ar fi logic să mergi, să-ți maximizezi șansele, să mergi inclusiv pe o alianță cu Da, e un termen nou Populară. Acum, maximizarea șanselor. Da. În momentul de față, deci de asta spun că șansele la Consiliul Județean sunt, adică e mult mai încurcată lista, pentru că sunt șanse să prindă pragul de Consiliul Județean, clar, Mișcarea Populară pe lângă PSD și PNL, și nu e exclus, acum vom vedea, ALDE devine puternic din spate, am văzut că la nivel de țară stau din ce în ce mai bine, 7-10% în unele sondaje, deci deja destul de mult, UNPR-ul este în cădere la nivel de țară, însă la nivel de Gorj este un partid destul de bine organizat, e posibil să facă pragul la nivel de Consiliul Județean, de pragul de 5%. Și mișcările de trupe care pe unde pleacă? Ei, aici chiar că este... mai avem câteva minute. Da, este, sunt foarte multe lucruri, care una dintre cele mai interesante, să zicem, candidaturi care a și ținut prima pagină în ultimile zile, a fost în momentul când Liviu Andrei a venit la Mișcarea Populară, făcând apel către fiul său, Robert Filip, fiul primarului, fostului primar de Rovinari, să vină în Mișcarea Populară, iar el s-a dus la ALDE și candidează din partea ALDE, după ce a fost scurtat foarte mult de PSD, la nivel oficial. Bine, până la urmă, alianța, teoretic, se poate menține. În sensul cine, Liviu Andrei, a fost curtat de PSD? Da, a fost, la un moment dat, s-a anunțat și era posibil, se vehicula varianta că Liviu Andrei, și bănuiesc că a avut oferte, nu știu la modul oficial, nici n-a declarat oficial, dar n-a exclus o asemenea colaborare la momentul acela, când pentru încă nu venise. Pentru ce?
tot pentru Consiliul Județean s-a anticipat, dar nu pentru președinte. Deci probabil pentru lista de consilieri județeni sau ceva. Sau pentru președinte de rezervă, dacă nu poate candida... E, aici cu președintele de rezervă la PSD sunt mai mulți. Ah, ia, da. Să vedem. Tradițional, nu, eu spun ce vehiculează presa acum. Tradițional, toată lumea se așteaptă ca președintele de rezervă sau președinte după ce, să zicem, Ion Călinoi ar alege o altă variantă, o altă carieră politică, ar fi Ciprian Florescu, care a fost cumva pregătit de Ion Călinoi cu această funcție de vice să-l pună spre, pe această funcție. De cealaltă parte, însă, presa vehiculează tot mai mult un alt nume, un new entry, dacă vreți, în PSD, e vorba de Cosmin Popescu, fostul deputat, care... Fostul deputat, deputat PD. PD, nu? Da, fostul deputat PD, fost consilier al directorului general în CEO și care este membru PSD. Și secretar de stat undeva, da, la un moment dat. A fost și secretar la Ministerul Economiei. Și Cosmin Popescu este vehiculat ca o variantă de președinte. Deci nu de din variantă partea PSD? De, din partea PSD. Este membru PSD. Da, este membru PSD acum. De altfel, să nu uităm cum l-au aruncat cei de la PD la coș și în momentul Arselul Manzoc. Corect. Deci l-au aruncat la coș ca și pe Manzoc, de altfel. Da. Acum mai este o... Deci, apropo de cele două nume care s-au impus cumva ca alternative, mai sunt și alții care își doresc. Mă gândesc acum, nu știu care e situația lui Alin Văcaru, fostul prefect, bănuiesc că s-a întors în PSD și el anunța acum câteva luni că își dorește să candideze inclusiv la președinția Consiliului Județean. Acum, dacă a fost o declarație de complezență sau nu, vom vedea. Dar de dacă, ajuns să-ți dorești, da, dacă intră pe lista de consilieri județeni, e... Orice e de... Da, da, mai contează și în care parte a listei. Păi la... Dacă intri pe, locu- pe locurile eligibil. Pe locurile de eligibil. Și mai nou, un alt nume care a fost vehiculat și este eternul candidat cam la toate funcțiile care se pot, dar de regulă nu este pus, e vorba de Andrei Maioreanu. Andrei Maioreanu l-avem ba vrea la Consiliul Județean, unul dintre lideri, ba vrea la parlamentare, ori pe lista de deputați, ori pe lista de senatori, este acolo, este aproape, nu știu ce, dar în momentul când se întâmplă alegerile, se întâmplă ceva și nu apare. Acum nu știu, dar este consilier județean sau a fost consilier județean. Este în continuare. Așa, dar și el este văzut ca o alternativă, să zicem așa, cam ăștia ar fi candidații din partea PSD, să zicem, pentru funcția, pe lângă Ion Călinoiu, care rămâne în momentul de față în... există ca variantă viabilă, având în vedere comunicatul ani. Și posibil să mai apară și alte nume, dar deocamdată la acest moment nu cred că mai sunt alte, cel puțin nu mai sunt candidaturi ale, n-am vorbit la acest moment deloc, de Partidul România Unită, cel care își face organizații foarte rapid în tot județul și care, prin Rudi Bugă, președintele, am înțeles că vor să meargă spre Consiliul Județean. Acest partid nu cred că are potențialul să ajungă la 5%, orice e posibil în județul Gorj, mai ales că merge pe o aripă naționalistă în care cândva strălucea Partidul România Mare. Bine, acum dacă vorbim de partidele care își fac avalanș în avalanș așa organizații, se înființează, să nu uităm că Puru când s-a înființat, s-a înțeles tot așa, în avalanșe, mergea, lua televiziunea după păi ei. Avea trustul antenelor în spate, da. Păi da, dar asta nu i-a ajutat niciodată să fie decât la remorcă. Întotdeauna ei au fost la remorcă, niciodată n-au crescut suficient de mult încât să fie un partid de sine stătător. Întotdeauna s-a dat bacul ăla, ceea ce face pe UNR-ul acum. Nu știu acum, UNPR-ul. Da. Nu știu, conservatori se cheamă ei acum sau nu, sau iar. Au intrat în ALDE. Au intrat în ALDE? Da, deci are... Deci nu mai există. Nu mai există. Unde ai fi fost eu plecată? Cred că am fost plecată. Fostul Pur însă... Am fost plecată în weekend. Da. Fostul Pur însă a făcut un alt partid care s-a rupt din vechiul... Deci a făcut fuziunea cu Liberalii Tăriceanu și în ALDE. Dar o aripă, chiar cu parlamentari, chiar cu europarlamentari, au făcut PPU, se numește partidul. Partidul Poporului... ceva, PPU, nu știu, unit, de, cumva, da, ceva de genul acesta. Doamne, câte partide care avem! Care este sprijinit, din nou, de Trustul Antenelor, dar este un partid care deocamdată nu apare în sondajele de opinie și probabil e prea... Mic.
da, prea mic ca să poată îl conduce, Ioan Ghișa, el este președinte. Nu așteptăm să crească, îl mai discutăm despre el într-o emisiune viitoare, dragi respectatori, pentru că vom tot avea până la alegeri, vom tot avea timp să discutăm despre asta. Da. Mulțumesc, Cornel, pentru prezența în Viața Gorjului. Tu continui, am văzut că ai un subiect interesant și la următoarea emisiune Panoramic. Eu vă spun la revedere, dragi respectatori, pe săptămâna viitoare.